Există proști deștepți fiind, pierzându-și timpul lor cel mic, conștiincioși că el se duce, se iau de alții fără scuze, crezând că pot câștiga muze, pierd secunde din minute, crezând că pot schimba ceva banal de mic, se cred special în timp. Dar vai de ei, ce să mai zic, există proști deștepți fiind, pierzându-și micul lor timp, judecând oameni după chip, și crezând în mai nimic. Se cred mari peste popoare, dar sunt doar o bucată mică de carne. Carne ce va putrezi și cu timpul va muri. Există proști, deștepți fiind, ce știu că lumea nu-i nimic. Știu că ei sunt deștepți, dar nu recunosc, pentru că le place să vadă lumea cum se calce, nu reacționează la bătăi, certuri sau potoi. Ei știu când greșesc și când se umilesc. Acești proști, deștepți fiind, sunt de-a dreptul inumani, negrăzând în oameni mari. Știu că totul e pitic, fericirea într-un plic, aruncată de olaltă, râzând mai târziu de proști, ce se cred deștepți, ce sunt siguri că-s perfecți, că sunt pe locul întâi și judecând pe alții de pe locul doi. Există proști peste tot, te judecă după imperfecțiuni, lăsând de la parte perfectul din om, crezând că ei sunt mai brazi, mai falici, că pot promite ceva mărunt, cu timpul transformând asta în ceva mare, necrezând sau negând faptul că a promis acel ceva. Ai, dragilor, după părerea mea, persoanele ce judecă oamenii fără un motiv clar sau nici măcar un motiv, alte persoane sunt libere în a se numi proști, efectiv proaste. Pentru a vedea și voi în ce lume trăim, de câți proști suntem înconjurați, ce cred că ne pot ajos și ne pot umili în tot halul. Dar ce să vezi, numai proștii judecă alte persoane fără un motiv clar și se supără dacă te iei de ei. Sper că v-a plăcut și mai ales, înainte să dai hate, gândește-te că nici tu nu ești perfect și că oamenii ăștia chiar muncesc să ajungă aici unde și-au propus și că timpul lor face parte din această comunitate. Vă mulțumesc că ați vizionat acest clip. Cu voi a fost Nova Chan. Bye!